Să luăm aminte. În ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce au crezut în El, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese prea slăvit. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul, iar alții ziceau, acesta este Hristos, iar alții ziceau, nu cumva din Galileea va să vină Hristos. N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David și din cetatea Betleem, de unde era David? Și s-a făcut dezminare în mulțime pentru el. Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei și la farisei, iar aceia le-au zis, de ce nu l-a? Slugile au răspuns, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Deci le-au răspuns fariseii, nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște legea, este blestemată. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el noaptea, fiind unul dintre ei, nu cumva legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc. Și s-a dus fiecare la casa lui. Deci iarăși a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci Lord.
Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Fă misiune împreună cu noi. Te invităm cu drag să te înscrii la